Slavă Sfintei ce de-o ființă și de Sfârțitei trei, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Să vă mulțumim.
rugăciunii noastre, a nebrinciul să-i robe, și bunul cerșigăr pe niciul să-i preamână să o împlinească, și să-i îndrepteze spre bine, și ca un milostiv pururea să ne dănuiască binepace, nouă și sfinte sale biserici, și întregului său popor de credincios, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească Sfânta Sa Biserică, țara aceasta și pe noi toți, de tot din cazul mânia primește și nevoia, și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, și totdeauna cu sănătate într-o lungime de zile, în pace și cu plutirea îngerilor săi, să ne păzească pe noi credincioșii, să-i rog Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, miluiește și ne păzăște pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Vreau Sfânta Curată, prea binecuvântată, slăvită asupra noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții să o pomeni. Iar Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și în viață și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu să o dă. Ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile rugilor tăi și cu milostivire ai îndrădicit alese în primii cerurile, așa și de acum înainte învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și adăugândi ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște în vecii vecilor. Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea. Dărgătorilor noștri, dă-ne, Doamne, înțelepciunii, Duhul înțelepciunii și a iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în mine judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat Sfinților Tăi ucenici apostoli, când ai trimis în lume la propovăduire, în suflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi, la acest ceas aniversar de servare a limbii noastre cele românești, pe toți învrednicește-ne să spunem în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe toți cei care au făurit limba cea română, pe scriitori, pe profesori, pe toți ostașii luptători români care au luptat pentru ea, în toate timpurile și în toate locurile, că au sărbătorit pe câmpurile de luptă, în lagărele și închisori, pentru apărarea patriei, pentru promovarea credinței ortodoxe strămoșești, al culturii românești și al limbii noastre, a neamului nostru cea românească, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Domnului să ne rugăm! Noștri, când chemau ei ajutorul și
și durerile tale asupra lor și asupra țării acestea în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca totdeauna în mulțumire să-ți aducem cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duhul Dumnezeului Celui Slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Dar și prin lumea ta cea văzută și nevăzută,
Cel ce ai înserit în el minte luminată și judecată limpede, Cel ce l-ai înărmat cu gând pătruzător și dreaptă socotință, Tu Cel ce l-ai împodobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii, Tu, Părinte Ceresc, al cărui Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, la vârsta de 12 ani, îi uimea pe învățătorii din templu cu învățătura sa, cea mai presus de cuprindere. Tu, Doamne, Cel ce dinăuntru, din înălțimea cerului Tău duhovnicesc, îi vezi acum pe tinerii aceștia în fața cărților deschise și în așteptarea dascărilor lor. Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul anului școlar, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău. Păzește de cursele rătăcirilor pierzătoare de suflet, înalță-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrează cu voința de a-și sluji biserica, patria și neamul, prin comoara sufletului lor. Deprinde cu bucuria de a-ți rosti numele și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea Ta. Că Tu ești Dumnezeu nostru și Ți-e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Profesorilor universitari,
la învățarea tinerilor. Dă-le, Doamne, în zile îndelungate, pace și sănătate, răbdare întru toate bune sporile și păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani o să Hristos, adunat m-am astăzi cu binecuvântarea în preasfinției sale Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiilor, pentru a prăslui limba noastră, limba noastră cea română. Și de asemenea pentru a aduce binecuvântarea asupra copiilor care își încep anul școlar de mâine. Și pentru că ne-ar fi de folos duhovnicește și de folos spre luminarea minții noastre, îl avem astăzi aici pe Părintele Vasile Dominte, care ne va spune despre limba română sub o altă ipostază, demonstrându-ne în dulcele grai moldovenesc că limba noastră este limba română. Părinte, binevoiește! Stimată audiență, bună ziua! În micul discurs care vreau să-l țin astăzi, aș vrea să demonstrez că, cu toate că în teritoriul care îl care trăim noi dintre Prut și Nistru, se vehiculează foarte des că termenul de limbă română sau spațiu românesc a fost introdus la 1862 sau mai nou la 1918, tind să combat această teorie prin diverse dovezi, care sunt și în cărțile editate aici, în care se vede foarte clar că chiar de la începutul scrisului în limbă română, adică prima mențiune scrisă este scrisoarea lui Neamțului la Câmpul Lung pentru Hanăș Begner de la Brașov, este o scrisoare scrisă cu grafie cirilică, la 1521, dar dacă simți să analizezi chiar și Ion Chitimia, în lucrările sale, dacă analizează codicile voronețeale sau primele ediții ale saltirii, vede acolo că toate aceste lucrări au fost traduse, dacă putem zice așa, într-o limbă a poporului de loc, dar se folosesc foarte mulți termeni care sunt cu excepții latini, adică fără a fi folosit terminologia slavă. Mai târziu, doar a doua ediție, sau manuscrisele mult mai târziu ale saltirilor, care sunt cunoscute la noi în literatura noastră națională, deja folosesc termeni din terminologie slavă, ce îi ține din natură religioasă, dar până acolo, adică teoriile lingviștilor susțin că în Saratul Bulgar al lui Ioana San, la 1286, adică regele Ioana San al II-lea interzice vorbirea limbii latine, scriere în limba latină sau cu grafie latină a tuturor preoților, dar și mirenilor, cu condiția că cei care vor vorbi sau vor scrie în limba romanică este scris în acest act, adică erau, hai să zicem așa, speriați că le se va tăia limba pentru acest caz. Dar vedem că totuși, în spațiul de la nord de Dunăre, au pătruns aceste traduceri în limba latină, pentru că în primele ediții transcrise ale psaltirilor, noi nu întâlnim cântările lui Moise, nu întâlnim împărțările a trei slave unii cafizme, dar doar textul integral a unii psaltiri, ca și în părțile sau în textele care se folosau cu grafie latină sau chiar în limba latină, care au fost preluate de către români. Adică un termen al continuității noastre. Dacă să vorbim despre grafie latină, prima dată când a fost o ediție la 1560, a fost cântarea lui Elisei, editată în Transilvania, în care, într-o limbă, dacă să zicem noi așa, mai veche sau cu împrumuturi din proto-română, este un text cu urmarea regulilor gramaticale maghiare, dar totuși care poate fi mai mult sau mai puțin înțeles de oricare român vorbitor de limba română astăzi. Un lucru care am vrut să menționez, că în toate tipăriturile care le avem aici pe masă,
adică avem lucrările lui Gavril Băngrescu Bodoni, putem observa foarte bine că la 1812, primele sale tipărituri, el explică că a fost tălmăcit pe limba rusească, prin limba românească, această carte, spre exemplu, care se numește Liturghieră, și un lucru interesant este că mai târziu, fiind impus de către autoritățile rusești, el substituie acest termen în următoarele ediții, spre exemplu, la Trebnicul la 1815, spune, s-a tălbuit de pe limba rusească prin cea moldovenească, pentru ca în traducere ulterioare deja să nu mai fie folosit termenul de limbă. Adică vedem aici o impunere a unei voințe de sus, a țarului sau a puterii imperiale. Ceea ce s-a, pentru oamenii din teritoriul ăsta de Triplut și Nistru, adică li s-a vehiculat o idee că noi suntem moldoveni, că noi suntem așa și nu suntem altă, dar totuși termenul român apare chiar și în edițiile de la Chișinău, apare și în ediții premergătoare Unirii Principatelor, adică chiar în ediție de la Budapesta, la 1805, Arminiei Decembrie, care avem aici în masă, este scris că a fost tălbuit prin limba românească. Deci vedem că a fost o continuitate, adică termenul român sau termenul de limba românească este premergător Unirii, nu a fost un termen împrumutat, nu a fost un termen impus poporului de aici. Ca un detaliu, la 1520, un cercetător, dacă trebuie să zicem așa, un aventurier din regatul Milanului, aventurându-se până în primirea dominanță, scrie în cronica sa că moldovenii sau vlachii, cum îi zice el, de fiecare dată când am întâlneau, îl întrebau stii ruminesti, adică o calchie, după cum el a pus-o transcrie grafie latină, dar ei cunosc română. Adică nu vedem despre etnonimul moldovean sau știi moldovenești, dar replica transcrisă de el, știi românesc, adică denumirea biblică, deja era limba română, din secolul XVI. Mulțumim, părinte, să știți că Părintele Vasile este și magistru în filologie, așadar îi mulțumim, deci vorbește ca un expert, nu ca un preot, expert în lingvistică. Îl invit aici și pe Ionuț, Ionuț este din orașa Bisericii Timotei, care vă spune o poezie frumoasă despre limba română. Limba română de Mihai Bițescu. Timp care curge, timp ce purcede, în urmăne multe, nu ar să rămână, dar niciodată nu se va pierde, Doamna frumoasă, limba română. S-or duce zilele iubiri fără margini, vor trece sub marea uitare stăpână, dar niciodată n-o cădea în paragini, Doamna românilor, limba română. Clopotul toamnei limpede bate, pieptul aroma dorului sună, plânge și râde cu lacrimi curate, stăpâna noastră, limba română. Cuvântul ei dulce ne este nume, glasul ei cântec mereu ne adună, bunii și răi ce au pe lume mai sfânt decât limba română. Pământul acesta cât ne rămase, munții cu vulturi, marea cu spumă, stau sub lumina ce arde în case, la fiecare limba. Născuți dintr-un sânge străvechi, precum vinul din boare și roșii din furtună, în ea ne rostim bucuria și chinul, în prea iertătoarea limba română. În ea se botează și vii
și morții, în ea se șoptește sub clarul de lună, o poartă pe buze și domnii și hoții, trăind de milenii în limba română. Și timpul tot curge și curge va veșnic și sufletul tainic mereu se cunună în fiice toamnă sub stele de sfeșnic cu blânda mireasă limba română. La final, pentru că ziceam că această sărbătoare este și pentru copii, Pica Faptelor Bune, Misiunea Socială Diaconia Mitropoliei Basarabei, un pionier și promotor al filantropiei în acest spațiu basarabean, ne-a adus în fața noastră câțiva copii ca să primească din partea Mitropoliei Basarabei, cu binecuvântarea întâi stătătorului ei, Mitropolitul Petru, Mitropolit al Basarabei și exact al Plaielor, ghiozdane și rechizite, ca un sentiment de propășire și al limbii române. Haideți, copilaș, domnule director, dacă aveți un cuvânt să spuneți, binevoiți să veniți aici alături și veți beneficia de aceste ghiozdane pe care le-am pregătit noi. Mulțumim frumos! Departamentul Cultural al Mitropoliei Basarabiei, cu o binecuvântare în altă Sfântiei sale Petru, vă mulțumește părinților că ați participat la acest eveniment, de asemenea tuturor creștinilor de bună credință și celor care au venit astăzi să sărbăm limba română și să aducem bucurie acestor micuți. Doamne ajută! De asemenea, veți primi și câte o cărțulie din câte o poveste, a listat fel frumos, iată, o poveste românească. Și a dat, primiți cu binecuvântare. Mai avem aici și câte un dicționar. Niște dicționare puse la dispoziție de un magazin de la OK numit Albinuța, care vă donează gratuit aceste dicționare de limbă română, în franceză, în engleză și în spaniolă. Hai grijă, ai copil. Doamne ajută. Și acest lucru. Gata, hai mai aproape la masă. Ne lăsăm dumneavoastră, atunci o să le dați dumneavoastră. Cu pizza. Dar cărți. Ok, dați-le și aici. Ceilalți copilași primesc și câte o cărțulie. Pe coniță. Domn director, dacă două cuvinte să spui sau... Nu-i cam. Aș fi cazul. Aș fi cazul. Spune două cuvinte, te rog. Ai primit cărțulie. Părintele Sergio Acar, pentru efortul care l-a depus în beneficiu acestor copii, este extrem de important să cunoaștem limba română, dar să ajutăm pe toți cei care nu au posibilitatea să învețe, să meargă la școală, să poată avea acces către studiu și este extrem de important pentru o carte.